Încă doi candidați în cursa pentru fotoliul prezidențial. Renato Usat îi desemnat de Partidul Nostru pentru funcția de președinte al țării și Vasile Tarlev, propus de Partidul pentru Viitorul Moldovei, au fost înregistrați de Comisia Electorală Centrală în data de 18 septembrie. Astfel, Usat îi va fi candidatul cu numărul 3 în buletinele de vot, iar Vasile Tarlev cel cu numărul 4. În cadrul ședinței, vicepreședintele cec Vasile Postica a propus să nu fie înregistrat simbolul electoral pentru Moldova, ales de Usatăi pentru această campanie electorală. Propun excluderea din proiectul de hotărâre a punctului 2 în ceea ce privește înregistrarea simbolului electoral, deoarece el contravine prevederilor articolului 15 din regulamentul privire la publicitatea politică, ori domnul Renato Usat, chiar în ședința Comisiei Electorale Centrale, a recunoscut că a utilizat acest slogan în calitate de publicitate politică. Era Renato Usat simbol electoral și era Renato Usat candidat la funcția de președinte. Adică te-am poate schimbat și numele în buletin, a? Și pe billboard-uri era, adică și materialele legit. Și în campanie electorală era tot Renato Usat. Și trebuie să ne iau Igor Dodon, și ca să fie diferit. Totuși, propunerea vicepreședintelui cec nu a fost susținută de majoritatea membrilor. Cine este pentru, rog să votați. Un vot, două, trei voturi pentru, împotrivă. 6 voturi împotrivă. Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. După ce a fost înregistrat în cursă, Renato Usat i-a fost surprins cum și-a făcut semnul crucii înainte de a ieși din sala de ședințe. Miercuri, pragul sediului cec l-a trecut și Andrei Năstase, care vrea să candideze independent la fotoliul de președinte. Acesta a prezentat actele, listele de subscripție și semnăturile colectate. Fostul ministru de interne a anunțat într-o postare pe Facebook că echipa lui a reușit să adune peste 25.000 de semnături. Și vreau în mod deosebit să le mulțumesc tuturor celor care și-au pus semnătura în listele de subscripție în sprijinul candidaturii mele. Vă mulțumesc enorm! Anterior, în cursa pentru șefia statului au mai fost înregistrați Alexandru Stoianoglo, propus de PSRM, și Maia Sandu, susținută de PAS. Alegerile prezidențiale se vor desfășura în data de 20 octombrie. Conducerea Ministerului Apărării a cerut președintei Maia Sandu demiterea șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Eduard Tohlaciuc. Decizia a fost luată de guvern în ședința din 18 septembrie. Se propune înaintarea președintelui Republicii Moldova propunerea pentru demiterea domnului Eduard Tohlaciuc din funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale. Rog să susțineți, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Conducerea Ministerului Apărării a cerut președintei Maia Sandu demiterea șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Eduard Tohlaciuc. Decizia a fost luată de guvern în ședința de 18 septembrie. Ulterior, Ministerul Apărării a explicat într-o postare pe Facebook că demisia a fost propusă din motiv că a expirat contractul de îndeplinire a serviciului militar al acestuia. Hotărârea guvernului vine la doar câteva săptămâni după ce generalul de brigadă Eduard Tohlaciuc a primit Ordinul Credință Patriei, clasa 1 conferit de șefa statului. Acesta este comandant al Armatei Naționale și șeful Marelui Stat Major din luna octombrie 2021. După fermieri și veteranii războiului de pe Nistru ies în stradă. Un grup de combatanți condus de președintele Mișcării Refugiaților Transnistreini au anunțat că vor organiza o manifestație joi 19 septembrie în fața Parlamentului. Potrivit lor, autoritățile nu au răspuns la revendicările anunțate recent privind asigurarea veteranilor cu locuințe. Am crezut că autoritățile statului vor veni și vor spune că, stimați veterani de război, noi renunțăm la excluderea facilităților din proiectul de lege 194. Noi executăm deciziile Curții Europene pentru Drepturile Omului, hotărârile judecătorești irevocabile a Curții Supreme de Justiție, privind asigurarea cu spațiu locativ a veteranilor război, executăm într-un termen cel mai scurt. Noi vom aproba planul de acțiune, memorie, onoare, respect, în cel mai scurt timp.
De asemenea, veteranii au făcut apel către toți cei care sunt nemulțumiți de acțiunile autorităților să se alăture protestului. Noi anunțăm și facem apel public către veteranii de război, susținătorii veteranii de război, agricultorii, fermierii, transportatorii, cadrul didactic din cadrul instituțiilor Universității de Stat din Tiraspol, Universității Agrare din Republica Moldova și alte instituții de învățământ, societatea civilă, facem apel către toți cetățenii Republicii Moldova care doresc să ne susțină. Și pe data de 19 septembrie 2024, ora 10, și vă rugăm să ieșiți să luptăm pentru drepturile noastre la un protest pașnic. Amintim că tot joi, 19 septembrie, fermierii au fost invitați la negocieri cu ministrul agriculturii Vladimir Bolea. Ei ar urma să discute despre problemele cu care se confruntă și despre rezultatele vizitei lui Bolea la Bruxelles, unde a solicitat crearea Fondului de Dezvoltare și Solidaritate destinat agriculturii din Republica Moldova. Salariile profesorilor vor crește anul viitor. Asta le-a promis cadrelor didactice ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun într-o conferință de presă susținută în data de 17 septembrie. Este o revendicare foarte corectă a sindicatelor, care am discutat-o împreună cu ei la întâlnirea care am avut-o două săptămâni în urmă și ne vom strădui în continuare să asigurăm majorarea salariilor cadrelor didactice. Anul trecut am avut o majorare de 15% a valorii de referință și urmează alte majorări începând cu 1 ianuarie 2025, în mod tradițional, odată cu aprobarea noului buget. Ministrul nu a precizat însă cu cât vor crește lefurile dascălilor. Anterior, sindicatele din educație au cerut ca acestea să fie majorate până la nivelul salariului mediu pe economie, care este prognozat pentru acest an de 13.700 de lei. Acestea și-au exprimat speranța că decizia va fi luată până în data de 5 octombrie, atunci când este marcată Ziua Lucrătorului din Învățământ. Amintim că ultima oară salariul cadrelor didactice a fost majorat cu 15% la începutul anului. De asemenea, în luna octombrie 2023, profesorii au beneficiat de ajutor unic de 5.000 de lei, iar profesorul non-didactic a primit o plată unică de 3.000 de lei. În prezent, sistemul educațional se confruntă cu un deficit acut de cadre care, potrivit Ministerului Educației, ar fi de 7.000 de profesori. Premierul Dorin Recean a cerut Ministerului Mediului să efectueze o inventariere a tuturor lacurilor de acumulare din țară. Solicitarea a fost făcută la ședința din 18 septembrie, în contextul inundațiilor din weekendul trecut. Potrivit prim-ministrului, din motiv că nu există regulă în acest domeniu, cetățenii au suferit pierderi imense. Domnul ministru al Mediului, vă rog împreună cu ceilalți colegi să facem o inventariere a tuturor lacurilor de acumulare, cum aceste lacuri de acumulare sunt utilizate, să vedem și structura dambelor și, în general, trebuie să revizuim. Pentru că foarte multe din aceste inundații s-au întâmplat și pierderile s-au întâmplat tocmai de ce nu avem regulă în acest domeniu. Potrivit premierului, raioanele Cantemir și Leova sunt cele mai afectate de ploile abundente, care s-au năpustit asupra Republicii Moldova în perioada 14-15 septembrie, când țara s-a aflat sub cod galben și portocaliu. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, 42 de drumuri naționale au fost afectate de ploi, 30 de trasee au fost inundate, iar în 214 cazuri, salvatorii au intervenit pentru a pompa apa din gospodăriile oamenilor. De asemenea, pe parcursul a 3 zile au fost efectuate lucrări de fortificare și reabilitare a barajelor și digurilor de protecție pe râurile Nistru și Prut. Pentru lichidarea consecințelor ciclonului Boris au fost antrenate circa 500 de unități de tehnică și aproape 5.600 de angajați ai Ministerului de Interne, Ministerului Apărării și funcționari din cadrul mai multor instituții. Permisele de conducere se scumpesc. Potrivit hotărârii de guvern aprobate în ședința din 18 septembrie, sumele vor varia între 400 și peste 2.000 de lei. Potrivit Agenției Servicii Publice, eliberarea permisului de conducere în timp de 20 de zile va costa 420 de lei, față de 330 cât este în prezent. Dacă vrei să obții documentul mai repede, de exemplu, în 10 zile va trebui să plătești 760 de lei. În 5 zile, 1.100 de lei,
iar în 3 zile 1440. Eliberarea permisului de conducere într-o zi sau în ziua adresării costă 1780 de lei și respectiv 2120 de lei. Pentru interconexiunea sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova și România, Energocom a rezervat o parte din capacitatea lunară pentru octombrie de la compania românească Nuclear Electrica. Această procedură a presupus furnizarea unei garanții bancare și participarea la o licitație organizată de operatorul român de transport și de sistem Transelectrica. Câștigătoarea tenderului a fost desemnată Energocom. Începând de luna viitoare, compania va cumpăra 10 MW bandă, iar în lunile următoare această cantitate ar putea crește în funcție de necesitățile interne. Vitalie Kondratski, expert în serviciul informare și comunicare cu mass media din cadrul Ministerului Energiei, a explicat pentru Newsmaker cum va fi distribuit curentul. Cu contractul, Energocom direct de 80% electroenergie o greș, atunci noi umiestnăm proizvăditele atățețe și възобновляема energie, și ce ne покрывается, берет уже из Румынии. Это обычно 5-7%. Kondratski a mai precizat că Energocom nu va înceta să achiziționeze curent electric de la centrala termoelectrică de la Cuciurgan. Precizăm că rezervarea capacității lunare de lumină se face pentru prima dată conform reglementărilor Uniunii Europene. Prețul energiei de la Nuclear Electrica este plafonat de o ordonanță de urgență la 400 de lei românești pe megawatt oră. Dronele ucrainene lansate în noaptea de 18 septembrie au lovit 6 regiuni rusești. Ministerul rus al apărării a raportat că deasupra regiunilor Kursk, Bryansk, Smolensk, Belgorod și Oriol au fost doborâte 54 de aparate de zbor. Totuși, instituția nu a menționat despre atacul regiunii Tver, deși conducerea acesteia a anunțat o evacuare parțială în orașul Toropeț. Беспилотные летательные аппараты были сбиты, при падении произошел пожар. Сейчас занимаемся эвакуацией нашего населения, жителей, которые находятся, поддержанием общественного порядка. УВД, Росгвардия, прокуратура, Следственный комитет, военные, все находятся на месте, идет работа по плану. Locuitorii au fost evacuați cu autobuzul în orașele din vecinătate. Presa din țara vecină, care citează surse din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei, scrie că ținta atacului de la Toropeț a fost un depozit de muniții. Ministerul rus al Sănătății a informat că 13 oameni au fost spitalizați. Geamurile și elementele de decor ale clădirilor rezidențiale din localitate au fost distruse de unda explozivă. În secvențele video publicate de oameni se poate vedea explozii și incendii.